Salut, eu sunt Alin Zvâncă și pe canalul ăsta găsiți tutoriale, găsiți unboxing și review-uri. De fapt, de aici a plecat canalul, de la unboxing și review-uri, dar în schimb găsiți tutoriale și tips and tricks și fel și fel de chestii despre video, foto. Nu cred că am mai făcut o introducere până acum de genul ăsta, dar cred că ar trebui să știți. Cel puțin pentru cei care intră de acum pe canal, nu uitați și de giveaway, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și hai să trecem la video în primul rând. Bun, se apropie frigul și probabil majoritatea dintre voi vreți să ascultați muzică când mergeți undeva, dacă mergeți la muncă, la liceu, la școală, oriunde ați merge, probabil vreți să ascultați muzică pe drum. Și aici apare o problemă. Cum faci să asculți muzică? Da, unul, poți să ții niște căști wireless. Avem clipuri, am făcut review la anumite căști wireless, le găsiți, pot să pun unul aici în card, aici e cardul. Dar este și frig în același timp. Și cum putem combina astea două? Cel mai bine, un fes care are și căști și microfon, adică poți și să asculti și muzică, poți să și vorbești. Sunt mega curios dacă merge. Ok, aici avem fesul, e stilul de ala cum Moto și ei. Măcar pisici să joace cu tine dacă n-ai prieteni. În fes găsim în felul următor. Avem un user manual, built-in wireless headphones for your music and calls. Și avem built-in microphone, avem compatible with all smartphones, rechargeable lithium polymer battery and wireless technology, Bluetooth wireless technology. Da, cred că e pretty straightforward, nu avem nevoie de așa ceva. În căciulă mai găsim și un cablu de la USB la micro USB, bineînțeles. În 2019 aparent mai este nevoie de așa ceva. Pare super interesantă, dar nu-mi dau seama. Ok, pe partea asta aparent avem o etichetă maro, unde scrie mare, scrie Bluetooth și avem 3 butoane. Avem un pauză, un buton de pauză, cred. Nu știu. A, nu, e butonul de volum mai mic, e un minus ăsta. Dă, Alin. Ok, deci avem minus volum, avem play pauză și avem plus volum. Ok, și aici în țesătură putem vedea, să văd dacă pot să arăt pe cameră, mai aproape, mai... Se poate vedea aici foarte, foarte puțin. Se poate vedea mufa de încărcare micro USB. Și totuși, cum se poartă asta? Simply hold the play pause button for 4 seconds. Deci ar trebui să ținem apăsat pe asta pentru 4 secunde. Hai să vedem dacă mai are baterie. 1, 2... Stai că am auzit, s-o auzit în asta, frate! Cât de tare! Bun, deci o pornit. Hai să vedem dacă îl găsim acum pe telefon. Sclipește un LED albastru cu roșu în interior. Avem un mic cerculeț aici și sclipește un LED. Hai să vedem dacă îl găsim prin Bluetooth. Musical headwear. Deci chiar așa apare, musical headwear. Bun, connected. Ok, s-a și conectat deja. Ok, și acum hai să vedem și cum stă cu asta. Presupun că se poartă clasă. Ah, deci se simte pe bata, pe, mă rog, muchia fesului, se simt pe lângă eticheta asta, în partea exact opusă, mai este ceva. Cred că e un difuzor aici, cred că e celălalt difuzor. Și practic, astea două trebuie să vină pe urechi și cu eticheta pe mijloc la spate. Hai că mișto, chiar și pe alb, super mișto. Bă, și chiar ține super bine. Adică se simte fix ca un fes normal, cam așa. Hai să dau play la o melodie. Ok. Bă, se aude din fes, nu? Da. Hai să dau mai tare. Nice! Stai să aștept drop-ul. Am dat la maxim. Deci nu cred. Stai să apropii de microfon puțin. Bă, deci asta e super tare! Și se aude bine. N-ai bas, ce-i drept. Nici n-ai cum să ai bas, având în vedere că nu ți acoperă urechea, să fie over-ear cu ceva material care să izoleze bine sau să fie in-ear. Dar se aud bine, claritate 10 din 10. Chiar 10 din 10. Ok, acum mai sunt curios de o chestie. Sunt curios să văd dacă funcționează pe post de microfon. Acum, chiar o să sun pe cineva, să văd exact. Mă aude bine dacă microfon, dacă măcar are microfon sau funcționează. Ia să vedem. Mă auzi? Cât de bine? Deci mă auzi bine, da? Ok, super. Băi, despre ce vorbim? Și preț super mic, nu știu, ceva 100 și un pic de lei, 105, 110, cel puțin la prețul ăsta am găsit-o eu. Și era și pe culoarea neagră, dar apare nu au mai avut pentru mine, din păcate, dar și pe alb.
Hai că stă bine, se potrivește bine pe ground, în contrast super fain. Cam ăsta e produsul, nu știu, să-i fac un b-roll, să nu-i fac, adică, dai o căciulă. Bun, nu, o să-i fac un b-roll scurt, câteva secunde, pentru că merită, își face treaba. Deci chiar își face treaba. N-ar rost acum să văd dacă se încarcă, probabil e ceva pretty straightforward să pui un cablu, să pui o... Nu-i tocmai obișnuit să pui un fest la încărcat. Cam asta a fost pentru episodul de azi. Nu uitați de giveaway încă o dată. Găsiți în card aici, găsiți episodul cu giveaway și ne vedem episodul următor. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că acolo practic se petrece giveaway-ul. Acolo trebuie să lăsați comentariul cu ce vă doriți. Dați un subscribe aici, încă o parte din giveaway. Like, pentru că vreți și pentru că vă place clipul ăsta și pentru clipuri următoare. Vă mulțumesc din nou tare mult. Voi sunteți cei mai tare. Mă înclin în fața voastră și v-am pupat. Ha!